Ei bine, salutare și bine v-am regăsit la un nou episod de Sims 4. De această dată un episod special pentru că v-am citit și comentariile, bine, asta o fac de fiecare dată. Și am văzut că foarte mulți dintre voi mi-au spus să fac un challenge, anume Random Generics, așa că asta voi face și eu în acest clip și sper să apreciați și voi. Iar dacă mai vreți episoade, nu uitați să dați și voi un like, aștept și comentariile voastre să-mi spuneți cum vi se par personajele. Ce le vom face în următoarele minute, eu sper să-mi iasă și mie, măcar că e primul episod, să iasă ceva decent. Așa, ideea acestui challenge este să creăm Sims, dar să ne folosim de random, de acel cubuleț, în care și la a treia variantă să o păstrăm. Dar haideți să trecem să vedem exact despre ce este vorba. Dăm pe New Game. Așa, am așa o presimțire că mă voi supăra tare rău la acest challenge, dar na, asta e, vedem acum. Hai să alegem pentru început astea aici. 1, 2, 3. Și vedem că este orientat către familie. Așa, îi place pe la mare și îi foarte puturos. Da, nu-mi place chestia asta. Dar trebuie să mai punem noi pe aici o chestie de asta location. Uite că tot îi place lui așa. Asta nu putem să o alegem, din păcate. Și hai să vedem numele. 1, 2, 3. Freddy Krueger, hai. 1, 2, 3. Boucher. Cred că așa se spune, nu? Oribil. Da, nu-mi place. Nu pot să zic că-mi place. O să-i scot ochelarii ăștia. Și el acum în prima fază arată ca naiba, deci nu mi-aș dori să arate așa. Dar e foarte important acum pentru că trebuie să alegem fața și sper să nu-i cadă vreo urțenie. 1, 2, 3. Hai că mai vedem. Ia să vedem sprinceana. 1, 2, 3. Mamă, ce sprâncene de femei. Și nici nu zici care naiba. Ok, deci n-am început bine. 1, 2, 3. Oh, mulă, ce tristie. Nasul, oricum îl are mare, ce poate să-i dea unul de ăsta? Zici că e ascuțitoare dacă el dă pe ăsta rachetă. 1, 2, 3. Hai că nu-i rău. Hai să dăm și botul. 1, 2, 3. Cam așa timorat urechile, da, astea sclăpăuge, poate dă, vai, să nu-i le dea pe astea. 1, 2, 3. Oh, ulu, mamă, de ce emoții am avut, deci cum arătau alea, erau zburătoare urechile alea. Nu mi-ar fi plăcut, sincer, să fi fost așa. Și hai să-i alegem și aici. 1, 2, 3. It's ok, nu mă deranjează. Și atât o să aleg la față. Nu o să-i pun make-up și astea, că chiar nu e necesar. Dar haideți să trecem acum, vreau să văd la Corpinstein. Cum arată omul nostru la corp. Body, nu? Mamă, deci acum ai beleaua mare dacă mi iese vreun burtoi de ăsta. 1, 2, 3. Oooo, a ieșit ăsta de aici. E bun, 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 bun. Da, nu-i rău. Ok. Ok. Și hai să dăm pentru everyday. Mă scuzați. Așa, tops. 1, 2, 3. Da. Bă, nu i-am ales părul. 1, 2, 3. Mă. Zici că e Don Quixote. Mă arată așa și blonduț, fermecător. Ok, da, mă scuzați, am omis această treabă. Hai să dăm. 1, 2, 3. Nu prea îmi place. Nu prea îmi place. Stai să-i scoți șosetele, că astea nu trebuie să le aibă în picioare. 1, 2, 3. Oribil. Oribil, nu-mi place. Mă, Freddy, nu-mi place. În afară de partea de sus, nu-mi place cum arăți. Hai să dăm la costum și o să-i luăm unul full body. Hai să nu-mi cadă vreun ăsta oribil pe aici. 1, 2, 3. Fix ăla mi-a căzut. Deci eu mă gândeam să nu-mi cadă ăsta de aici. Zici că e dirijor. Bă, dar pantofii au căzut bine aici, dar hai să vedem ce-i cad acum. 1, 2, 3. Nu se potrivesc. Nu se potrivesc deloc. Bă, da, aici arată al naiba că edita e umflatul, dar nu pare, apare așa. Ok, hai să dăm la sport. Asta e ok, așa cum e îmbrăcat în partea de sus și aici. De aici se pune problema jos. 1, 2, 3. Da, nu mă deranjează. 1, 2, 3. Bun. Cu toate că nu prea se potrivesc culoarele, dar it's ok. Și încălțările, ia. 1, 2, 3.
Da, e ok. Chiar arată bine. Da. Și slip. Aoleu, 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 aoleu. E oribil aici, e îmbrăcat, nu-mi place deloc. Ochelarii jos, madam. Și vai de mine, deci uitați-vă ce ștrampe are pe el. Nu-mi place. Hai să vedem. 1, 2, 3. Da, ok. Să poate spune, mânca de șobolani. 1, 2, 3. Naiba. Nu prea-mi place. Nu prea-mi place cu pantalonia. 1, 2, 3. Și i-a pus mâțe în picioare de astea, doamne. Nu-mi place ținuta asta. Hai să vedem pentru partea aici, e important. Bă, arată bine aici îmbrăcat. Hai să vedem ce ne iese și nouă, parcă ne facem ciudă. 1, 2, 3. Nu-mi place. Deci nu-mi place cum naiba din toate astea de aici să-mi dea chestia asta. Nu. 1, 2, 3. Oh, oribil, bine că nu i-a căzut fusta, că dacă cădea fusta... Dar e oribil, deși ăsta, uite cât de urât sunt pantalonii. Niet, nu-mi place. 1, 2, 3. Mă, măcar pantofii a dat la sorte. Dar oricum arată ca naiba. Nu-mi place nici aici, n-a ieșuat rău și aici. Mai departe. Pentru baie. Ce naiba să-i dăm pentru baie, ea? 1, 2, 3. I-a dat tot ăsta, l-a făcut doar așa. Ok. Pantalonii. 1, 2, 3. Cum ar naiba lasă în chiloți ăsta așa să duce la plajă în chiloți? Și aici nu-i alegem nimic. Cum naiba mă în chiloți? Doamne, aoleu, bine că mi-a căzut ăsta, cum sper să nu cadă din nou. Pentru vara, nu timpul verii, ia să vedem. 1, 2, 3. Oh, da, good. Nu mă deranjează. 1, 2, 3. Bă, dar de ce n-au rămas să ia de dinainte naiba și s-a dus în ăștia? Ori nu-i bine. 1, 2, 3. Hai că parcă mai vine de acasă. Dacă erau pantaloni altă culoare, na. Hai că până la urmă mai treacă de la mine. Hai să și pentru iarnă, vailu. Ia, 1, 2, 3. Bun. Hai mă, măcar aici dă ceva bine. 1, 2, 3. Bă, spre surprinderea mea chiar e ok până acum. Hai să și aici. 1, 2, 3. Cea mai bună ținută, asta e pentru el. Perfect. Băi, deci hai să le repetăm. Avem asta, din punctul meu de vedere, îi oribilă. Asta îi oribilă. Asta îi acceptabil. Asta nu prea mă interesează, dar nu-mi place. Aici, oribil din calea afară. Aici stă în chiloți. Bine, că se mai poartă și pe la noi prin România să stai în chiloți de ăștia în care, în boxeri. Așa. Pentru timp de vară, decent, nu mă deranjează și cel mai bine zic că pentru anotimpul de iarnă e cel mai ok îmbrăcat. Ia să trecem acum la o duduie să vedem despre ce e vorba. Ia. Ai numai nebunii. Ai numai nebunii. Ia uite cât bidonul ai în față. Hai să vedem, să-i alegem aici. 1, 2, 3. Și vedem că e orientată către familie, creativă și cu cărțile, cu cititul ăsta turbat. Ok, bine. Și hai să o punem aici. Îi dăturăm și noi ceva. Hai să vedem ce nume avem. 1, 2, 3. Janet, mă? Janet? Fire ai tu cu Janete al tău, nu-mi place. 1, 2, 3. Kruger. Vai de mine, deci asta a început perfect. Și cu numele, e perfectă, n-am ce pot să zic. Cu toate că la față, nu-i frumoasă, nu, nu-mi place, nu-mi place, nu. Face, hai să vedem. Momentul adevărului. 1, 2, 3. Ah, da, la ten e ok. Nu m-ar deranja să zic așa. Hai să-i punem și părul. 1, 2, 3. Oh, dar nu i-a dat bine, bă, frizura asta de măicuță. Ce naiba i-a pus freza asta în cap? Da, hai să vedem sprânceana ce i-a dat vreo stufărici la monosprânceană. 1, 2, 3. E ok, da, ok, hai să vedem dacă putem să o schimbăm la ochi. 1, 2, 3. Da, parcă mai prinde contur puțin. Bă, nasul era ok, să nu-i dea vreo ascuțitoare. Ia să vedem. 1, 2, 3. Era mai frumos la altă, ăsta e cam ascuțit așa. Ok, și la buze arată bine, ia să vedem. 1, 2, 3. Nu-mi place. Și urechile aici am niște emoții mari rău de tot, că dacă îi pune asta iese din păr. 1, 2, 3. Yes. Mama, deci la astea cele mai mari emoții am. Ok.
Și aici putem să-i dăm din astea, nu pentru că sunt cu... A, ce nasol, că nu pot să-i pun și aici ceva. Ok, o lăsăm așa dacă nu merge, din păcate. Eu i-aș fi pus ceva de aici. Dar hai să vedem body. Ia să vedem ce... Hai, te rog, sper că și aici e foarte important. Acum e grasă, poate ne-o dă mai slabă totuși. 1, 2, 3. Da. M-a dat la față, e urâtă rău, nu-mi place, uite așa, nu că râde. Dar a nimerit-o bine la... la corp. Hai să dăm pentru everyday. Așa, și dăm 1, 2, 3. Cum ne-ai să dea pasta de vârsta a patra? Dintre toate pasta a nimerit-o. 1, 2, 3. Fai de capul meu cum arată. Deci asta e mai rea ca ăla. 1, 2, 3. Măcar bine că i-a dat pantofi. Doamne, deci cum arată. Uitați-vă și voi, oribilă. Nu-mi place, chiar nu. Nu-mi place. Ok, pentru formal facem challenge aici adevărat. O să îi scot întâi băscălia asta și vreau să iau cu totul, n-o să-i pun ținută dragă. Ia suntem. 1, 2, 3. Ok, am nimerit bine. 1, 2, 3. Da, nu mă deranjează. Și avem 1, 2, 3. Ok, da, a ieșit bine aici. Îți mulțumit. Și cu coafura se potrivește bine, da. E în regulă. Ia să vedem. 1, 2, 3. Nu-mi place. 1, 2, 3. Bă, da, acum a ieșit prea slab. Oh, ulu, ce urât sunt pantalonii ăștia. A ieșit prea slab acum. Așa, ia să vedem și aici. 1, 2, 3. Da, bă, se potrivește. Nu pot să zic că e chiar rău. Cu toate că nu-mi plac pantalonii. Da, asta e. Pentru slip. La slip o să-i luăm ținută întreagă. Ia să vedem. 1, 2, 3. În prosop, nebonatico. În prosop. 1, 2, 3. Ok, bă, lu astea am schimbat încălțările, nu? Da, le-am schimbat aici. Și aici, da. Așa. Pentru party să vedem, ia. Tot separat o să iau. 1, 2, 3. Da, e ok. Dar nu în chiloți. 1, 2, 3. Ce ia, da, mă, ăștia că zici că are treaba mare la fund. Oh, nu-mi place. 1, 2, 3. Aolo, e oribil, nu-i bine. Nu-i bine. Ai la costumul de baie să vedem ce-i dă. 1, 2, 3. Oh, mă, cocotierii a pus. Cum n-ai pas să-i pună fix cocotierii ăștia? Deci e oribil cu ăștia, nu-mi place deloc. 1, 2, 3. Da, și a pus pantaloni de ăștia, nu, n-a nimerit-o deloc, că nu-mi place. Hai să zicem pentru anotimpul cald, mai frumoasă ținut asta așa. 1, 2, 3. Am început bine, te rog, de niște pantaloni drăguți. 1, 2, 3. Nu-mi place, nu pot să zic că îmi plac pantalonii. Ceva cu o talie mai înaltă trebuia. Da. 1, 2, 3. Nu-mi place, e prea despuiată. Ok, hai să trecem și la anotimpul rece, să vedem și aici. 1, 2, 3. Da, e drăguță. 1, 2, 3. Ce neba mai era invizibilă? Era un mod care nu funcționa, fii atent. Da, n-am îmbrăcat-o bine, n-arată bine deloc, oribil. 1, 2, 3. Și a dat măcar pantofii s-au potrivit. Da. Păi ce să zic, dragilor, cam astea sunt personajele noastre. Mai mult de atât n-am ce să spun, deci uitați-vă, ia uite ce naiba mi-am făcut pe mâini, mă. Deci ăsta arată bine aici, dar dacă ne uităm așa cu ținuta de zi, n-a spune că îmi place. Niet. Și asta la fel, deci nu-s pe placul meu, nu. Deci episodul ăsta eu chiar nu-mi place cum iau și personajele. Așa că dacă vreți un al doilea episod, dragilor, poate avem noroc să ne iasă ceva mai drăguț. Nu uitați să lăsați în comentarii acolo și părerea voastră dacă am jucat bine acest challenge. Aștept să-mi spuneți la fel în comentarii. Și da, cam acesta a fost clipul, iar până la un nou clip de Sims 4, eu am fost Alex, toate cele bune, ciao!